Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Un incident deplorabil în care unui cetățean român i s-a refuzat o cazare în Olanda pentru că era român, ne oferă, pentru că era român, asta e problema, ne oferă subiectul discuției din această dimineață și întrebarea pentru voi: cum mai sunt priviți, de fapt, cum mai suntem priviți, cum mai suntem tratați noi, cetățenii români, în străinătate, în Europa, în principiu, că despre asta ar fi vorba. Fraților, ați avut experiențe negative sau pozitive atunci când ați fost afară? Ca turiști sau ca lucrători? Nu contează. Ca români, asta, ca români, în străinătate. Am vrea să vă auzim. 0372069599 e numărul nostru de telefon. Am pornit de la o întâmplare dintr-un orășel numit Tilburg, în țările de jos, adică Olanda. Un student român, pe nume Alexandru Heghi, a făcut o rezervare pe site-ul Booking.com la o pensiune din Tilburg și totuși, înainte să se cazeze, el a primit următorul mesaj de la proprietar. Citez. Dragă oaspete, îți mulțumim pentru rezervare, dar, din păcate, avem o înțelegere cu municipalitatea din Tilburg. Hotelul nostru nu mai acceptă români. Formularea, am văzut și mesajul original în limba neerlandeză. Nu avem timp. Nu prea avem timp, da. Da, bun. Asta e, studentul a rezervat în altă parte, a reclamat situația la Booking, i-a dat, Booking i-a dat banii înapoi, dar și-a scos pensiunea de pe site. Dar el a publicat anunțul și, desigur, a fost preluat de presă, au fost diverse reacții oficiale. Ministerul Român al Afacerilor Externe a anunțat că s-a autosesizat, un funcționar român al ambasadei a cerut explicații la Tilburg și purtătorul de cuvânt de acolo a comunicat telefonic reprezentanților ambasadei, scrie G4 Media, că nu a existat niciodată un acord de refuzare a cazării pentru cetățeni români și că discriminarea nu este sub nicio formă tolerată în Tilburg, am încheiat citatul. Totuși, un ziar olandez, Nos News, spune așa, citez din nou: televiziunea locală scrie că proprietarul pensiunii are o amendă neplătită de 25.000 de euro pentru că românii au permis prostituatelor ilegale să lucreze din locuința sa. La începutul anului trecut au avut loc raiduri la mai multe pensiuni, inclusiv la pensiunea în cauză. De la acestea ar fi pornit acordul cu municipalitatea. Într-o scrisoare, li s-ar fi recomandat să nu mai permită accesul românilor. Am încheiat citat. Bun. Una peste alta. Formularea asta cu nu primim români este fără discuție discriminatorie și jignitoare. Am fost învățați că într-un stat de drept pedepsele sunt individuale, nu colective. Așa că dacă un român sau mai mulți români, sau un german, sau un, nu știu, un bulgar, au creat probleme la Tilburg, asta nu înseamnă că toți românii, sau toți germanii, sau toți bulgarii au creat probleme la Tilburg. Să-i pedepsească pe aia care fac prostii. Totuși, știți foarte bine, oamenii au tendința să generalizeze, mai ales când vine vorba de sentimente negative față de străini. Xenofobia este foarte facilă. Deci, de aici și întrebarea. Cum mai suntem priviți, cum mai suntem tratați noi românii în străinătate când ne ducem în Uniunea Europeană, prin Europa? Nu contează, în vacanță sau să lucrăm bine, rău, avem surprize bune, surprize rele. Cum, ce se întâmplă? Vrem să vă auzim. 0372 069599. Dacă ați avut astfel de experiențe, vă așteptăm să ne povestiți. În Italia eram acum vreo 10 ani și am văzut o bătrână cu un papagal cu bilețele de la... Știi că le vezi peste tot prin lume. Și eram cu un prieten și am vrut, nu știam exact cum se procedează, dar ne-a auzit vorbind între noi și ne-a întrebat: români? Eram la Fontana di Trevi. Români? Și am zis da. Și din momentul ăla s-a declanșat, a urlat la noi până am plecat. Serios? De lângă ea, pur și simplu, da. N-a vrut să... Da, era frică că îi mâncați papagalul. Era italiancă. Era italiancă. Era italiancă, da. Eu am văzut o singură scenă de genul ăsta, dar tot așa, de mult înainte de intrarea în Uniunea Europeană, eram într-un tren din Spania și a apărut o doamnă care cercea și care era româncă, pentru că cercea într-un fel de spaniolă românească. Adică era evident. Rom Spanish. Da, orice român și-ar fi dat seama. Și a fost atât de insistentă încât la un dat un nene s-a ridicat, m-a luat-o, nu aș spune de guler de ceva, și aproape că a aruncat-o din tren în mers. Adică a fost ceva foarte dubios acolo. Mă rog, asta e. 0372069599. Ce fel de experiențe ați avut în ultimul timp în Europa? Ca români, vă întreb. Pozitive, negative, sunați-ne și spuneți-ne. 0372069599 și mesaj audio, dacă vreți, pe WhatsApp. 0728-3132. Despre cum sunt priviți românii, despre cum suntem priviți noi și primiți noi în străinătate, bine sau rău, vorbim în dimineața.